cu piscine cu apă cristalină, nisip fin, șezlonguri și umbreluțe, plaja Olt vă oferă și în această vară cele mai bune condiții pentru petrecerea timpului liber, atât pentru copii cât și pentru adulți. De astăzi, cele două piscine sunt deschise pentru toți cei care iubesc soarele, nisipul și apa. Toți slătinenii iubitori de soare, de plajă, de relaxare sunt invitați să-și petreacă o vară de neuitat la plaja Olt. Îi așteptăm cu aceleași condiții ca și anii anteriori. Avem un contract de monitorizare a apei, deci calitatea apei este în parametri. Avem punct sanitar, grupuri sanitare, umbreluțe, șezlonguri, astfel încât să asigurăm cele mai bune condiții pentru vizitatorii noștri. Vizitatorii sunt sfătuiți să aibă asupra lor apă și băuturi răcoritoare necesare pentru o hidratare corespunzătoare. La data deschiderii, punctul comercial de pe plajă nu funcționează din motive obiective. Am scos la licitație închirierea punctului comercial, însă nu am avut ofertanți. Procedura s-a reluat, este în curs de ofertare. Așteptăm săptămâna viitoare să vedem dacă se vor înscrie agenți economici pentru a închiria acest obiectiv. Până la adjudecarea licitației, am amenajat un punct de hidratare pentru cei care vin la plajă și nu au apă sau răcoritoare. Vom asigura apă rece, astfel încât oamenii să se hidrateze corespunzător și chiar le recomandăm să vină cu apă răcoritoare ce doresc dâns și până la deschiderea punctului comercial. Programul zilnic este între orele 9:30 și 20, de luni până duminică, iar tarifele sunt cele din sezonul trecut. Și anul acesta, pensionarii beneficiază de gratuitate. Tarifele sunt cele de la nivelul anului 2023, respectiv 20 de lei intrare pentru adulți, 10 lei pentru copii. Copiii mai mari de sub 14 ani trebuie să fie neapărat însoțiți de un adult și 10 lei este tariful de închiriere a șezlongului și umbrelei. Pensionarii cu venituri sub 2000 de lei beneficiază în continuare de gratuitate la acces. Dânșii pot opta pentru plajă pe prosop, avem o zonă specială de prosoape cu umbreluțe, însă de unde pot să-și amplazeze prosopul și sau să-și închirieze șezlong, care, așa cum spuneam, este 10 lei, șezlongul și salteluța. Încă de dimineață, primii clienți fideli și-au făcut deja apariția. Am profitat de ziua liberă și am lăsat copilul la grădini și am plecat singurică așa. Să vă relaxați. Da, ce nu trebuie. De ce alegeți plaja Olt? Îmi place nisipul, nu-mi place piscina unde e ăla, covorașul la roșu, nu-mi place. Aici îmi place. E destul loc. Să înțeleg că sunteți o clientă fidelă. Da. Și în vara aceasta, ce vă propuneți? Veți mai veni și cu copilul? O să vin și cu copilul și cu soțul, dar deocamdată singuric. Anul trecut, 9500 de adulți și 3400 de copii au trecut pragul plajei Olt.